Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Vă aducem în atenție și astăzi personalități și proiecte care contribuie la promovarea unei imagini corecte a României în lume, dar și la cunoașterea istoriei recente a țării noastre de către generațiile tinere. Despre povestea nespusă a vieții regelui Mihai în exil, prezentată în cel mai recent documentar care îi este dedicat, vorbim în minutele următoare cu producătorul executiv al filmului, el însuși descendent al unei vechi familii românești, acum o adevărată familie internațională prin membrii săi răspândiți în mai multe țări ale lumii. Bine ați venit la TVR Internațional! Bine să fie aici! Sunt foarte bucură să fii la TVR. Domnule John Florescu, vă mulțumim foarte mult! Ne onorează prezența dumneavoastră aici, cu atât mai mult cu cât ne adresăm și telespectatorilor de peste ocean, din Statele Unite ale Americii, acolo unde dumneavoastră și familia dumneavoastră ați făcut și faceți cunoscută istoria României. Eu sunt fiul de Radu Florescu, care a fost istoric, și toată viața noi sunt interesat în istoria română. Dar când sunt mic acolo, nu cred să pot să vin aici în România, fiindcă a fost un regim comunist. Dar tata a venit pentru multe activitate, în primul rând despre Vlad Țepeș. Și eu am fost, când are 13 ani, am venit aici în România, pe mașină din Franța, aici, nu știu, 13-14 date în România. Și noi avem verișori care sunt aici. Și pentru așa am avut un interes în istoria română. Există, de altfel, și o carte, dacă nu mă înșel, care prezintă, de fapt, istoria României privită prin ochii unei familii, prin ochii familiei dumneavoastră. Da. Când a plecat familia dumneavoastră din România? Da, de fapt, familia a plecat în 1939. Bunica mea a fost o diplomat la Londra și când a venit regimul Antonescu a demisionat. Și atunci tata și familie tot a fost în Anglia pentru 2 ani și după asta a fost în Franța și după asta în America. Atunci toată familia se locuiește în America sau Italia sau Elveția sau Franța și noi am venit înapoi în 92 cu business și alte activitate noastră. Atunci este un fel de imigrație invers de Florescu. Și de atunci organizați numeroase acțiuni și ați dezvoltat multe proiecte pentru România, nu doar aici, ci și în afara țării. Și de asemenea, prin munca sa, tatăl dumneavoastră, regretatul istoric și profesor Radu Florescu, despre care vorbeați, a construit o punte între România și Statele Unite ale Americii. V-a învățat și pe dumneavoastră să păstrați această legătură cu țara sa natală? Da, sigur. Același fund, ideea este că tatăl a spus că sunt multe copii care au avut probleme și noi cunoști bine copii care sunt vânduți și același povești. Dar, în plus, sunt multe copii care are enorm de talent. Și tatăl a spus, de ce nu scoate din tot România fiecare an 10 copii și pun în Statele Unite? Fiindcă sunt școală specială pentru oameni care are talent, lingua Boston. Și atunci, acum, nu știu, 13-14 ani, fiecare an și acum, sunt 14 copii de vârstă de 13 care vine pentru 6 săptămâni, 7 săptămâni și sunt în contact în perpetual. Am văzut la Petroșan, acum 3 ani, când am fost acolo, în cinema, cineva care fac așa și spune, eu sunt copii de tată dumneavoastră, acum are, nu știu, 30 de ani și a fost un copil care a venit de Petroșan la Boston. Extraordinar, într-adevăr, povești emoționante. Da, a fost emoțional. Și e remarcabil ce se întâmplă. Spuneam că proveniți dintr-o familie de diplomați și istorici care au fost apropiați și de casa regală a României. Ați auzit povești în copilărie despre regele Mihai? Nu prea, dar în 2003 tata m-a spus, tu trebuie să vorbești, fiindcă am făcut multe filme cu personaj politic, prezident, primul ministru în toată lumea cu David Frost. Și tata m-a spus, de ce nu fac un interview cu regele Mihai? Fiindcă este un personaj interesant, care a avut o viață foarte interesantă în Războiul II și de ce nu merge acolo? Și am fost în contact cu
Prințesa Margarita și i-am întrebat dacă pot să are un interviu cu tata dumneavoastră. Și a fost d'accord. Și pentru în două zile, multe ore, am venit din California la Elizabeth Palace și am discutat cu el. Și nu avem un idee fix de fac o film. Eu cred că este important că noi a înregistrat toată viața, de la început, școala și toată viața până 2003. Și același document, dacă vrei, este de multe ore. Și de același document am făcut 10 ani mai târziu, am fost la Los Angeles și am spus, de ce nu fac un film despre Regele Mihai? Și a venit aici, am vorbit cu televiziune aici și a fost d'accord. Și de aici am avut idee să fac, de fapt, două filme, un despre viața Regele Mihai până când a plecat în 48, și filmul numărul 2, Momente Exil, până când a murit în 2017. Dar ce v-a impresionat cel mai mult la prima întâlnire cu Regele Mihai? Evident, este are un caracter englez, de fapt, fiindcă are hainele englez, spune ea tweed, are un aspect extrem de modest. Și eu, cum a spus, am vorbit cu 5 președinte american și am văzut când este cineva care sunt confortabil cu putere, nu este pedantic, nu este cu multe protocol. Și a fost exact așa cu Regele Mihai. A fost decontractat, am spus dacă vreau să oprești, noi poate pahar de apă sau poți să merge plimbare acolo în spate Elisabeta. Atunci trebuie să fii ușor. Este puțin cum o copii cu bunica în același sens. Și am avut ideea că este puțin cum bunica mea, care are puțin mai bătrân bunica mea, dar asta a fost relație. Are un sens d'umor, are un sens foarte profund, fiindcă a vorbit de subiect foarte profund, și foarte direct. Și asta am apreciat mult. Modestie. Naturalețe. Empatie. Empatie și cineva care profunzime. A gândesc mult despre subiect și de viața lor. Așa s-au născut, așa cum spuneați, documentarele pe care le-ați realizat despre majestatea sa. Războiul regelui s-a încheiat cu plecarea regelui din Sinaia, cu trenul, spre libertate. Iar acest nou film despre care vorbim acum și pe care l-ați lansat recent în România se intitulează Regele Mihai, Drumul spre casă. Este o continuare a poveștii pe care ați gândit-o așa de la început? Perioada de viață de Regele Mihai afară din România a fost mai lung, 40 de ani și ceva. Și atunci la majoritate a fost în situație dificilă. În mult sens, Regele Mihai a avut o viață dramatică și dificilă. Dar când a plecat, a fost încă o perioadă dificilă. În plus, aici în România, Regele Mihai este dușman. Atunci când vorbești în scânteia și alta media națională aici, evident, Regele Mihai este puțin afară. Și în plus, nu are mult bani, are 5 copii, este evident o situație greu și a avut un moment de depresiune în lingă când a fost în Elveția. Și noi i-am discutat cu multe persoane care a fost aproape de el, consiliere, prieten, mult diferent acolo la Londra, la Elveția și aici în România. Și am avut impresia că nu a fost o viață ușor deloc. A avut două job, evident a avut un job la New York, la Wall Street, și este o poveste amuzantă, fiindcă când Regele Mihai a fost la Wall Street pentru un job financiar, dacă vrei, oamenii a întrebat, cum te cheamă? Și a spus, Regele Mihai, King Michael.
și domnul care este la firmă, spune, uite, în America nu avem aceeași idee. E mai ușor că dumneavoastră este Mr. Michael King, mai ușor, mai simplu. Sunt foarte multe detalii inedite prezentate în acest film. Cât timp ați documentat subiectul și cum ați descoperit toate aceste detalii prezentate? Da, uite, noi avem, eu, cum fiș de profesor, contează mult cu document și cu, cum se zice, primary sources. Și noi a fost acolo la CIA, fiindcă la CIA a fost interesat în regele Mihai. De ce? Fiindcă la CIA în 48 are idei, vreau să destabilizat guvernul comunistă aici. Și a crezut că este un idee bun să fie aproape de regele, fiindcă are un prestige, este român și comunitatea emigrat a fost aproape de el, da? Și la început a propusat echivalent o jumate de milioane de dolari a regele Mihai și o casă și un confort, da? Să fie cu ei. Și la început regele Mihai a crezut că este o idee bună să fie aproape de CIA, dar după reflexie a spus nu. Nu vreau să fie în liaison cu americanii sau englezi sau nimeni. Vreau să fie independent. Atunci a fost... A ales independența? Very wise. Refuzând ofertă generoasă în contextul familiei din acea perioadă și acesta este doar un detaliu pe care l-ați descoperit. Am vorbit cu Frank Wisner și Frank Wisner a locuit aici în România în război numărul 2 și cunoaște bine românește. A venit director de la CIA. Este un personaj foarte dinamic, dacă vrei. Și a fost în legătură cu regele, dar regele a fost puțin așa. Regele Mihai a fost cu Ronald Reagan. Ronald Reagan a fost personalitate în 89 care a spus Mr. Gorbachev, tear down this wall. Vorbește de acolo la Berlin. Despre zidul Berlinului, și câteva luni mai târziu, regele Mihai a fost cu Reagan și a discutat, fiindcă avem în paralel, obiectiv paralel, înseamnă anti-sovietic. Ați descoperit de altfel detalii foarte interesante și în arhivele poliției elvețiene. Da, a fost foarte interesant, fiindcă când regele Mihai a fost acolo lângă Geneva, la Versoix și Aubonne, securitatea a fost interesată în el. Ce fac, cu cine vorbești și avocatului Michael Flax, care este în Geneva, m-a spus casa care a fost lângă regele Mihai a fost închiriată la securitate. Și atunci am fost la arhivă de la canton de Geneva și am văzut, este o fală așa, Hohenzollern, numele de familie și este detalii de asta. Atunci securitate s-a interesat ce fac regele Mihai. Și în plus, elvețieni sunt interesat ce fac securitate aici. Și americanii sunt interesat cel mai, ce este așa activitate despre, și are un aspect comic, în fapt. Sunt trei grupuri de oameni care are un ochiul despre... O atenție deosebită. Și regele Mihai, colegul el, m-a spus că nu poți are încredere de nimeni. Și eu cred că, de fapt, a fost foarte greu să vin înapoi în România pentru două motive. Primul motiv este când a fost aici de mult data, nu se sunte ales, da, cu lumea politică, fiindcă este un moment între 89 pentru 10 ani a fost puțin așa. Și la doi, este foarte bucuros să fii în Elveția, fiindcă este neutral, da, neutral, fiindcă el este deja bătrân, are problem medical și vreau să fie anonim. Cum spune Michael Flax, il était content d'être Monsieur Michel, să fie
cu minte să fie numai domnul Michel. Și doamna, înseamnă Regina, și are o viață normală și simplu. Și totuși și-au asumat această responsabilitate de a se întoarce și de a fi aproape de poporul pe care l-au îndrăgit atât de mult. Și filmul despre care vorbim urmărește, așa cum spuneam, viața majestății sale regele Mihai de la plecarea din România până la înmormântarea sa impresionantă și pe care ați asociat-o cumva cu înmormântarea președintelui Kennedy. În America noi avem erou, da? Și asta contează mult. Și atunci eu cred că oameni în America sau în Franța sau în România trebuie să cunoaște bine erou și de ce. Am fost la Timișoara cu studenți acolo, una școală reputat acolo, și a fost 600 de studenți. Și după asta a venit în față de mine și a avut 2 ore de întreba despre regele Mihai, Regina Maria, despre eroi lor. Fiindcă nu cunoști, asta este un fapt, are o idee generală, dar nu cunoști de ce regele Mihai a fost important pentru România și pentru istoria din West și de ce Regina Maria a fost important pentru activitatea la Versailles. În primul război. Și asta încercați să faceți și dumneavoastră prin aceste documentare. De altfel, filmul a fost lansat și în România în acest an, chiar de Ziua Regalității, pe 10 mai a fost difuzat de altfel și de Televiziunea Română în țară. Dar spuneți-ne, vă rog, telespectatorii din afara granițelor țării, când și unde pot vedea acest uite, film? La 23 mai va fi la Canal History și deja a fost în India, a fost în Munich și, în general, este history care are drept pentru Europa și Middle East. Dar același film de viața de Regina Maria și de regele Mihai s-a difuzat în multe lume, multe țări de lume și este un fel de fac o activitate de diplomație pentru România. Fiindcă sunt două personalități care multe persoane admirat enorm. Și e important să fie cunoscute. Cu ce sperați să rămână cei care vor vedea aceste filme? Eu cred că român trebuie să fie conștient că România a fost o țară enorm de important și respectat. Când Regina Maria a venit la New York, 26, a venit la Manhattan cu premier de New York, Curley, și recepția acolo a fost ceva de extraordinar, cu, cum spune Regina Maria în diary, jurnalul, că a fost, nu știu, un milioane de persoane. Nu este nici un persoană acum în lumea, nu vorbește state din Europa de Est, orice, Franța, când vine în New York, are recepția așa. Asta a fost prestigiul din România și prestigiul de Regina Maria. Și asta este important, că România trebuie să fie mândră de asta. Eu am făcut multe interviu și am avut un interviu cu Bill Gates, care este director de la Microsoft. Și când am făcut interviu, când cineva m-a prezentat, Mr. Gates, this is John Florescu. And I said, very nice to meet you. He said, that's a Romanian name, right? And I said, yes. And atunci el a spus, are cel mai mult de tot, dintre toți angajații companiei, cei mai mulți sunt români. Și în plus, avem așa mult că am construit 3 cafeterii numai cu mâncare român, cu bucătari român care veniți în România. Și eu vreau să indicat pentru tineretul care a fost în sala acolo la Timișoara, că trebuie să fie mândrai, să fie român. Nu rușinat deloc. Sunt respectat enorm pentru educație și talente. Și vă mulțumim încă o dată foarte mult pentru tot ceea ce faceți pentru România. Și în final vreau să vă mai întreb un singur lucru. Regele Mihai spunea așa, cele mai importante lucruri de dobândit după libertate și democrație sunt identitatea și demnitatea. Cât de importante credeți că sunt vorbele sale
acum, în această perioadă? Evident, e foarte important. Eu cred că identitatea contează extrem de mult. Dacă acum noi suntem în situație în război, lângă noi, lângă România, și asta, toată țara trebuie să spună o întreba cine eu sunt și ce este eu reprezent. Și dacă sunt român, cec, francez, american, englez, se spune, da, noi avem o identitate cu valoare și noi partaj valoare. Și a fost un criză care a stimulat ideea că noi trebuie să hotărăm cine suntem noi și ce noi reprezent. Și acum noi avem, de fapt, două lumi. Noi avem o lume cu valoare care sunt comun în Europa, în America. Sunt alte țară, cum nu vede în chineză, sunt puțin spre situația Rusie și în India. Atunci eu cred că asta contează mult și vede în context actual. Domnule John Florescu, vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm la TVR Internațional. Mersi pentru interviu excelent. Mersi. Vă invităm să descoperiți în minutele următoare personalitatea istoricului și fostului diplomat american Ernest H. Latham Jr. Preocupat de relațiile dintre țara noastră și Statele Unite ale Americii, el a publicat numeroase articole, studii și cărți despre istoria, politica, identitatea și cultura românească. Este fascinat de arta noastră populară, de datinile și obiceiurile tradiționale, de gastronomia și vinurile românești. A tradus, între altele, în colaborare, Balada Miorița. Aflați mai multe din interviu realizat de colegul meu, Sandrino Gavriloaia. Istoricul și fostul diplomat american Ernest H. Latham Jr. trăiește la Washington, D.C., fiind căsătorit cu poeta și traducătoarea Ioana Ieronim. Preocupat de relațiile dintre țara noastră și Statele Unite, a publicat numeroase articole, studii și cărți despre istoria, politica, identitatea și cultura noastră și a îngrijit ediții cu impact pentru România. Este cel care ne-a readus în atenție volumul uitat al contesei de Waldeck, Athene Palas, carte publicată în mai multe ediții succesive. Ernest H. Latham Jr. a fost atașatul cultural al Statelor Unite la București într-o perioadă de maximă recluziune comunistă a noastră, 1983-1987, și din această vreme datează cea mai mare parte a masivului său dosar conceput de securitate. A fost profesor Fulbright la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și ulterior la Universitatea din București, unde și-a susținut și doctoratul în istorie. Timp de mai mulți ani, a predat cursuri despre România și Republica Moldova la Institutul Diplomatic American din capitala Statelor Unite ale Americii. Ernest H. Latham Jr. se declară fascinat de arta populară românească, de tradițiile și de folclorul nostru și a tradus în colaborare Balada Miorița. When did you come and why for the first time in Romania? Well, the first time I was here was in the fall of 1979. I had just gotten married in Berlin, where I was stationed with the American military government, and I married a woman who had been living in Europe. And every country that we thought of for a honeymoon had ghosts for us, either for me or for her. So to avoid that, there were only two countries in Europe that both of us had not been in. One was Albania, and that was completely out of the question for an American diplomat. And the other one was Romania. And years before, I had seen a magazine article about the painted churches. And it fascinated me, and so here was an opportunity to see them. So we flew in to Romania, then flew on to Suceava, rented a car, and went around and visited all the painted monasteries. That was the first time I was here. The second time was in 1980, when I accompanied, on behalf of the State Department, a jazz quintet, the Billy Hopper Jazz Quintet, which was making a tour of jazz festivals in Europe. We started in Istanbul, went on to Ankara. Then we were up about a month in Poland, and then at the Warsaw Jazz Festival.
and then down to Romania. The Romania part of the trip was not a success. The government was afraid that we'd picked up some of the solidarity virus in Poland, so they didn't want us talking about Poland. And the best way to keep us from talking was to invite us to leave. And so they just set no program up for us. We were only here for about 4 days. And then went on to Portugal. And that was the second time. And then the third time was the long term. And I came here as the cultural attaché. Again, in the fall of 1983, indeed, and stayed here till 87, 4 years. And that was an official of the American Embassy. By that time, I was completely enamored with Romania, and I've come back as often as I could ever since. I went on the stop list in 1988, and I couldn't get a visa, and then miraculously, in November of 89, the Romanian embassy called up and told me that the visa was here. So I rushed back to Romania, fearing that they were going to change their mind. They didn't. And I had a very pleasant visit just on the eve of the revolution in December of 89. And I've been back at least once every year since, except this past year, and we were outside of Romania for 2 years. And following your activity as cultural attaché in the American Embassy, here it is a very interesting book, Dosarul de Securitate, yep, al unui diplomat american, that's you. This book has an American edition and a Romanian edition. That's right. Yes? The American edition is somewhat smaller than that. And that edition is somewhat smaller than my file itself, which ran to five volumes over 3,000 pages. Ooh, la, la. A great waste of taxpayers' money, but that wasn't my decision to make. Your historian, Vadim Gazun, approached me and asked if he could see my file, and I showed him. And he said, I'd like to publish it, and you have in your hand the fruit of that labor. Well, there was fun in it. This was the height of the Ceausescu era, the Ashenamita Epoca de Aur, and they didn't like American diplomats. They didn't like American diplomats who spoke Romanian, and they especially disliked American diplomats who were doing a lot of traveling. And so I attracted their attention. It went in waves. They picked up their surveillance every time I'd been out of the country, and every time they were aware, because I'd bought tickets, I was about to leave the country, on the assumption, I assume, that I would be doing something nefarious in my last moments. And of course, they listened to my telephone all the time. We worked out a kind of an agreement, myself and the Securitate, because they would ring me up by telephone every evening at about 8:30 with a wrong number, just to obviously make sure that I was safely home. What they had not figured into their equation was that I had, at that point, a three-year-old daughter. I was a single parent. My daughter was here with me. And so that woke her up. And one night, perhaps 10 nights later, when I called, they called me at 8:30 with a false number. I lost my temper. And I used the most aggressive, virulent English on them that I could. And I was a naval officer for a number of years, and I have a good command of that sort of vocabulary. And they hung up on me. And the next night, the phone rang. It was 7:30. And it never rang at 8:30 again. How do you consider our history? Well, obviously immensely interesting, because I've devoted most of my time since I retired from the Foreign Service to researching and writing about it.
There are some unique aspects of Romanian history stand out. It is a quest for unity, and you can trace that back to, I suppose, Mihai Viteazu, and every year since there's been this striving for union, which was finally accomplished in 1918, at the end of the First World War. So that's a major theme that runs through Romanian history. Romania benefits and is cursed by a great wealth of resources. You have a seafront, which gives you access to the world and shipping. You have forests. You have very rich agricultural land. You have gold and silver mines, uranium. You have a great wealth of natural resources. That's the good part. The bad part is all of your neighbors know the same thing. And this has made you, over the centuries, the victim of your neighboring empires, whether it's Russian or Byzantine, become Turkish or Austrian or German. The imperial powers on your frontier, so to speak, have kept you disunified and sort of alienated from your own nationality. One of the fascinations for me with Romanian history and culture is the fact that it's the only culture and history without a real urban experience. You know, you think England, you think London, you think France, you think Paris, you think Germany, you think Munich and Berlin. Rome is obvious, the Greek city-states. All of them had an urban experience. As I judge things, Romania did not. And the Romanians were not living in what became cities until really the 19th century. But I consider that, in some ways, a good thing. I find it fascinating. It has resulted in extremely rich peasant culture. Why did you translate Miorița? It went back to my teacher, Romanian, when I was studying Romanian in Washington in preparation for my assignment. My teacher was a very intellectual man, Octavian Suțurea. And I asked him one day, what were the things an American cultural attaché ought to know about Romanian culture? And he said, the Mestru Manolin, Lucia Ferul by Eminescu, but he said first, is the Miorița. So at that point, we went to business reading the Miorița, and I was fascinated by it. As cultural attaché, was presented with a collection of slides by an American photographer, Lawrence Saltzman, who had lived in a shepherd's village and had photographed extensively when he was here on a Fulbright, I'm not sure, a few years before I came. And that put the two together, made a new translation of the Miorița with my assistant, and the book was published. We're now doing a second edition. I've expanded my treatment of the Miorița, adding things which have occurred since and come to my attention. To the meadow's edge, to heaven's gate, came three flocks of sheep down to the valley with their three shepherds. One a Moldavian, one Transylvanian, and one Vranchean. But the Vranchean and the Transylvanian plotted together and planned at the setting sun to kill that wealthy man, that Moldavian. Who has more sheep? Haughty and horned, horses well trained, and the bravest hounds. But Miorița, the little lamb, with wool of yellow white, 3 days together, had not shut its mouth, will not stop to eat. Miorița, speckled lamb, face of sooty black,
3 days together you have not shut your mouth or stopped to eat the grass. Are you ill, dear little lamb? Dear shepherd, gather the sheep in the dark woods where we'll find grass and you'll find shade. Master, master, call from your dogs the bravest and the most true. For at sunset, the Transylvanian and the Brancheian want to murder you. Little lamb with wiry wool, if you're a seer and I am to die in a field of thorn, tell the Transylvanian and the Brancheian to bury me near here in the sheepfold. So I am still with you. Vă aducem în atenție în minutele următoare un proiect de antropologie vizuală, itinerat în mai multe țări europene. Este vorba despre expoziția de fotografie, orașe în rezumat, piețe din Europa și istoriile lor, prezentată cel mai recent la Torino, cu sprijinul Consulatului General al României din Torino și al Institutului Universitar de Studii Europene. Proiectul îi aparține lui Cătălin Constantin, editor de carte, antropolog și profesor la Facultatea de Litere a Universității din București. Bine ați venit! Bun găsit! Mulțumim pentru că ați acceptat să ne împărtășiți din culisele acestui proiect inedit. Eu mulțumesc, o bucurie. O idee interesantă care a devenit o expoziție despre identitatea europeană până la urmă. Despre identitatea europeană, despre identitatea comunităților europene. Ea a început, trebuie să vă mărturisesc, așa, puțin plicticos pentru publicul larg. Cu o teză de doctorat, făcută pe bune. E cea de-a doua teză de doctorat a mea, susținută la Universitatea de Urbanism și Arhitectură Ion Mincu. Eu nu sunt arhitect, sunt antropolog, dar orașele sunt locuite de oameni. Și pe mine exact acest lucru m-a interesat. Cum vorbesc orașele, felul în care arată orașele, despre comunitățile care locuiesc. Exact punctul de interes al unui antropolog. Pe de altă parte, este un proiect care îmbină mai multe pasiuni, deducem. Pasiunea mea de a călători a fost un bun pretext de a merge prin foarte multe țări europene, prin foarte multe orașe, mai puțin știute, unele celebre, într-adevăr, dar în general am preferat să aleg destinații necunoscute care nu figurează pe lista de oferte ale agențiilor de turism, pentru că nu călătoria de acest tip m-a interesat, ci o călătorie de descoperire. Ideea mea, ipoteza de la care am pornit, e că un oraș poate fi citit așa cum citești o carte. Doar că în loc de cuvinte, de fraze, de capitole, citești structuri, felul în care se intersectează străzile, felul în care arată clădirile, felul în care se alătură clădiri din epoci diferite și poți fi un fel de detectiv într-un oraș străin, a cărui istorie nu o cunoști, doar privind. Și poți să deduci istoria acelui loc, relația lui cu oamenii, cu felul în care au trăit, pentru că un oraș e alcătuit nu doar din străzi și clădiri, ci e un amalgam mult mai interesant și mai complicat decât pare la prima vedere, de oameni și clădiri. Undeva la jumătate între aceste două elemente se naște orașul viu, compus din istoria lui mare, dar și din istoriile noastre, mărunte. Și din relația oamenilor cu clădirile exact, respective. Exact. Și toate aceste descoperiri au și fost transpuse într-o carte, de altfel. Au fost transpuse într-o carte, e prima dintre ele, se cheamă Orașe în rezumat, piețe din Europa și istoriile lor. E o carte alcătuită din imagini și cu foarte mult text, pentru că aici spun poveștile orașelor, într-o lectură proprie, subiectivă, așa cum am văzut eu piețele la pas prin Europa. A urmat o a doua carte, mai apropiată de album, de data aceasta, care cuprinde 99 de piețe din 99 de orașe europene. M-am oprit la această cifră pentru că
Am gândit că cea de-a 100-a piață trebuie să aparțină cititorului, să fie piața lui preferată. Cartea aceasta a apărut în România, într-o coediție cu Irlanda, în limba engleză, și anul trecut am avut bucuria să fie reluată într-o ediție în Marea Britanie. Și dincolo de modelul istoric european al acestor piețe, ați pus și piețele din țara noastră în context european. Cu siguranță, ăsta a fost unul dintre scopuri, să pun România în context european și, de fapt, scopul inițial al, mai degrabă al expoziției decât al cărților, a fost acela de a arăta că există un fir roșu istoric care leagă piața europeană, indiferent de țară, indiferent de oraș, indiferent de diferențele foarte mari care par la prima vedere, piețele au ceva în comun. În Europa, piața e nu doar un spațiu urban, e și un spațiu antropologic. Acolo oamenii se întâlnesc, acolo oamenii demonstrează, acolo oamenii se îndrăgostesc când se întâlnesc întâmplător, acolo beau o cafea, acolo își croiesc amintiri și toate lucrurile astea suprapuse dau o identitate specială, poate nu una foarte clară, poate una difuză, dar una care face ca piețele europene să fie un simbol al Europei. Și dintr-un anumit punct de vedere, expoziția care a continuat acest demers inițial reprezintă o premieră. De ce? E o premieră, asta am aflat după primul ei vernisaj care a avut loc în România în urmă cu, nu mai știu, 5 sau 6 ani la Palatul Suțu, Muzeul Municipiului București. Un prieten mi-a spus după, scriind de fapt o cronică la acea expoziție, că e pentru prima dată când un număr atât de mare de piețe din atât de multe țări și orașe europene sunt puse alături. Este interesant și faptul că în această expoziție nu prezentați doar piețe celebre din mari orașe ale Europei, deși ați început cu o astfel de piață, dacă nu mă înșel, Veneția. Veneția e prima care deschide cartea, e piața care are peste 1000 de ani, cea mai cunoscută, cea mai fotografiată piață din întreaga lume, străbătută de măcar 15 milioane de călători în fiecare an. A fost un experiment, o provocare. Eu nu mi-am dorit să ajung niciodată la Veneția, pentru că antropologul caută locurile ascunse și neștiute. Și totuși, la un moment dat, printr-o întâmplare, o povestesc în carte, am decis să merg acolo, fără să citesc nimic, niciun ghid turistic, nicio carte de istorie, să stau în piață și să încerc să compun singur istoria orașului doar privind piața. Apoi am trecut în alte piețe, mult mai puțin cunoscute, am luat la pas peste 40 de așezări de munte din Grecia, așezări de piatră locuite de români, unde încă se vorbește acest grai foarte apropiat pe care noi îl înțelegem și unde nu am avut nici cea mai mică bibliografie, pentru că nu s-a scris nimic despre acele locuri. E capitolul cel mai mare din cartea mea. Prin ce v-au surprins aceste așezări? E o poveste foarte interesantă. Românii au fost dintotdeauna păstori, transhumanți, jumătate de ani locuiau pe vârf de munte, jumătate de ani plecau cu turmele la câmpie și de multe ori voiau să-și schimbe așezarea, locul așezării. Și atunci trebuiau să aleagă un alt loc. Prin urmare, trebuiau să știe dacă acel loc e bun sau nu pentru soarta viitoare a așezării lor și cereau un semn de la Dumnezeu. Plantau acolo un copac, de obicei un platan, și dacă acelui copac îi mergea bine, un număr de ani, era semn că locul e binecuvântat. În jurul lui se construia piața, în jurul pieței se construia satul și dacă astăzi în marile orașe ale lumii avem câte o statuie în centrul orașului, în piața principală, care trimite la legenda începutului, ursul la Berna, lupul la Vilnius, și în aceste așezări de munte avem chiar începutul, care nu e o statuie. E un copac de sute de ani, viu, parte a naturii, ritm al vieții în permanentă schimbare, ceea ce mi se pare foarte interesant și cumva emoționant și impresionant. Și este numai una dintre poveștile prezentate în această expoziție, care a fost itinerată până acum în câte țări? În 11 țări și cred aproape 30 de orașe. Care au fost reacțiile publicului? Diferite, surprinzătoare. La un moment dat în Spania, când am prezentat expoziția la Universitatea din Valladolid, una din cele mai vechi universități ale lumii,
1241, mi-au spus profesorii de acolo, suntem invidioși că nu am avut noi ideea asta. A fost un compliment foarte frumos. Toate fotografiile sunt realizate de dumneavoastră? Toate fotografiile sunt făcute de mine, marea lor majoritate, de fapt aproape toate, sunt făcute din dronă. Sunt fotografii spectaculoase pentru că totdeauna când vezi lucrurile de sus sunt spectaculoase, dar pe lângă frumusețea privirii din cer, privirii de sus, în zbor de pasăre, mai e ceva interesant. E o teză, oricât ar părea de plicticos, științifică. Pentru că de sus vezi structuri și poți citi și înțelege orașele și mă întorc la ce spuneam la început, nevoia de a înțelege orașele în ansamblul lor. Spații în care oamenii stau, piețele, spații în care oamenii trec în grabă, străzile, văzute de sus, le înțelegi imediat dacă știi să citești structuri. Proiectul dumneavoastră va continua? Va continua, cu siguranță. Acum la Torino a fost o experiență foarte plăcută. Organizarea făcută de consulatul român de acolo, minunată. Și sigur a fost și colaborarea Universității din Torino, iarăși una dintre cele mai vechi din lume, celebră pentru că acolo a predat Umberto Eco, arhitectură și literatură, domeniile care mă interesează și pe mine. Unde pot afla telespectatorii noștri informații despre dezvoltarea, evoluția acestui Există proiect? Există un site al proiectului, actualizat în permanență, se cheamă intothesquare.org sau piețedineuropa.eu, e același site cu versiuni, cred, în 10 limbi, unde pot fi văzute o parte dintre piețele prin care am călătorit și, la fel de important, poveștile lor, pentru că pe mine exact asta m-a pasionat, legătura dintre imagine și istorie, felul în care istoria se vede în imagine, felul în care imaginea povestește istoria. Vă mulțumim încă o dată foarte Eu mult, domnule profesor, mult. Și vă dorim mult succes în continuare. Mulțumesc, Maximo! Dragii noștri, aflați despre noi. Multora dintre dumneavoastră le este familiară această formulare din perioada în care scrisorile reprezentau principala metodă de comunicare cu cei rămași acasă. Dragii noștri, aflați despre noi, nu anunță doar un început de scrisoare, ci și un documentar inedit pregătit de Casa de Producție a Televiziunii Române. Este vorba despre un film în care viața de zi cu zi din perioada comunistă este prezentată, așa cum a fost ea, cu ajutorul scrisorilor din acele vremuri. Aflăm detalii de la colega mea, Ana Preda, regizor al acestui film documentar. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ce vă propuneți să aduceți în prim plan cu acest documentar, de fapt? Totul a plecat de la nevoia de a le arăta copiilor mei, a generației noi, să spunem adolescenților de astăzi și copiilor, cum am crescut noi, cum am copilărit, cum ne-am petrecut adolescența, cum ne-am maturizat, pentru că există diferențe majore, există elemente identitare clare, ei nu pot să înțeleagă, de pildă, cum vorbeam noi la un telefon public, puneam fise ca să putem purta o conversație, nu toată lumea avea telefon fix acasă, e cu totul și cu totul altă realitate și mi-a venit ideea în momentul în care fiul meu cel mare a descoperit o colecție de scrisori din perioada în care eu corespondam cu actualul soț, atunci el era în armată, eu stăteam acasă, mă pregăteam pentru facultate și comunicam prin scrisori. S-a distrat teribil și făcea permanent comparații cum era pe vremea noastră și cum se întâmplă cu ei acum. Și atunci am zis, de ce nu să creăm această capsulă a timpului, să călătorim și să le arătăm și lor și în același timp să ne amintim și noi cu plăcere de acele momente fericite, fără responsabilități, fără stres, când eram copii și nu prea ne păsa de nimic. O adevărată capsulă a timpului se anunță, într-adevăr, acest documentar. Cui se adresează, în primul rând, acestei generații din care face parte și tânărul Preda? Da, mi-ar plăcea să atingă emoțional, afectiv, în egală măsură, atât generațiile noi, cât și cele ale părinților lor și ale bunicilor lor, pentru că ei se regăsesc în tinerețea lor, în adolescența lor, în copilărie. În schimb, copiii noștri vor putea să vadă și să compare și să, nu știu, poate să aprecieze diferit, pentru că noi vrem să curățăm de stratul politic și propaganda timpului, pur și simplu să facem un documentar de atmosferă în care să vedem care era
preocuparea omului de rând, cum arăta la el în bucătărie, cum, ce mâncăruri punea pe masă când se întâlnea în jurul mesei cu familia, cum își petrecea vacanța la mare, la munte, cum arătau mașinile din vremea aceea, ce coafuri aveau doamnele și așa mai departe. Acum m-am uitat în arhiva TVR și mi-aduc aminte de bretoanele. Permanent eram tunsă breton. Numai așa știau să tundă copiii. Breton. Inspirați probabil de celebra Mireille Mathieu, care a impus această modă. Vă propuneți așadar ca prin intermediul scrisorilor să teleportați spectatorul într-o perioadă, chiar dacă nu foarte îndepărtată, foarte diferită datorită evoluției tehnologiei din ultima perioadă. Vreți să urmăriți viața românilor din ce perioadă mai exact? Mai exact ultimul deceniu al regimului comunist, adică 1980-1989, inclusiv anul 1989. Și știu că atunci foarte puțină lume avea camere video, în schimb unii chiar filmau cu VHS, cu peliculă, chiar am avut plăcerea să descoper la cineva care a transpus digital de pe peliculă un moment din adolescența lui și mă bucur să descoper asemenea comori, dacă telespectatorii ne vor ajuta, nu numai trimițându-ne copii după scrisori, după corespondență sau fotografii vechi sau dacă au din fericire, sper eu, și filmări de atunci. Sunt foarte utile. Foarte important, într-adevăr, să le transmitem celor care ne urmăresc că la realizarea filmului sunt invitați să contribuie și telespectatorii din țară, dar și din străinătate. Așadar, se pot alătura proiectului trimițând scrisori, fotografii și dacă au home video, să numesc, adică filmări făcute din în interior. Da, unii filmau la nunți, alții la botezuri, într-adevăr, într-un format foarte tipizat, dar existau și oameni care filmau doar în familie, își filmau copii, își filmau momentele importante din viață. Mi-ar plăcea să putem avea acces la arhiva lor personală și să contribuie și ei în felul acesta la acest conținut, această capsulă a timpului. Ce condiții trebuie să îndeplinească materialele trimise și unde pot fi? Ele pot fi trimise pe adresa casadeproducție@rontvr.ro și ideal ar fi să ne trimită într-o rezoluție cât mai bună, scrisorile scanate, fotografiile la fel și filmările digitalizate. Dacă nu reușesc să fac acest lucru singuri, ei ne pot contacta pentru că găsim o cale să le digitalizăm și să le transformăm într-un conținut ca ei să păstreze originalele, important. Asta este foarte nu important. Se pot lipsi de colecția familiei, dar conținutul ne poate ajuta pe noi să recreăm acea atmosferă, să recreăm anii 80 ai României, atmosfera casnică, de familie, din societatea civilă. Până când pot fi trimise scrisorile și imaginile și când e programată lansarea filmului? Noi am vrea să finalizăm filmul și să-l difuzăm până la sfârșitul acestui an. Ne-am bucurat dacă telespectatorii s-ar mobiliza și ar răscoli prin pod, prin cutiuțe, prin colecțiile vechi de familie și să ne trimită tot ce consideră că ar fi potrivit pentru conținutul nostru și dacă s-ar mobiliza până la sfârșitul lunii iulie, ar fi perfect, dar nu este o presiune din punctul ăsta de vedere, pentru că noi o să încercăm să creăm din ceea ce avem și chiar n-ar ajuta când trimit fotografii, de pildă, dacă unii găsesc doar fotografii, o mică descriere a situației de acolo, adică unde era făcută, cine e în fotografie, ce se întâmpla în momentul în care a fost surprinsă fotografia, pentru că noi o să creăm narațiunea din ceea ce trimit telespectatorii către noi. Evident că echipa garantează confidențialitatea și protecția identității în funcție de cererea fiecărui telespectator. Cred că și acesta e un aspect important. E o cerință important, obligatorie, da, garantăm, da. Evident. Nu avem cum altfel să le folosim. Ați primit sau ați descoperit deja scrisori interesante? Da. În afară de cele despre care vorbeam deja din colecția familiei? Da, eu mi-am permis și am făcut această postare cu apelul către publicul larg pe contul meu și chiar au venit oameni care m-au întrebat detalii, cam dacă s-ar potrivi și unii chiar au descris fotografiile trimise.
E foarte interesant. Mai există și o colecție adunată într-o carte, Ultimul deceniu comunist. Sunt scrisorile trimise de românii la Radio Europa Liberă. Foarte interesant ce realități descriu ei acolo. Bine, multe sunt politizate așa, pentru că era durerea românilor de atunci. Dar de acolo se pot extrage foarte multe lucruri absolut umane, universale, care preocupau oamenii. De ce credeți că este util un astfel de demers? Cred că dacă nu ne-am cunoaște trecutul, n-am ști încotro să ne îndreptăm și, nu știu, eu întotdeauna am considerat ca o descoperire, ca într-o aventură în momentul în care m-am întors să văd ce a fost în urmă cu alți ochi și, da, mi-ar plăcea și generația nouă să înțeleagă mai mult despre noi privind în copilăria și în adolescența noastră, în tinerețea noastră. Ar putea deveni și un instrument util de suport pentru lecțiile de istorie, de exemplu, din școli? Evident, cu siguranță, da. Da, mi-ar plăcea să devină și sper să găsească util profesorii, educatorii, cine va avea acces. Să sperăm că așa se va întâmpla. Mult succes întregii echipe de la Casa de Producție a Televiziunii Române cu acest proiect. Așteptăm așadar, doamnelor și domnilor, contribuția lui dumneavoastră la acest film documentar și așteptăm și noi noutăți pentru a le transmite celor care ne urmăresc. Numai bine! Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Până săptămâna viitoare, toate cele bune. La revedere!